invit să deschidem cuvântul Domnului în 1 Ioan, în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 5, versetul 21, este unul dintre cele mai scurte versete din Biblie. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa: copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin. 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 Ocupăm locurile. Sunt bucuros să fiu în dimineața aceasta împreună cu dumneavoastră, să mă întâlnesc cu prietenul meu Răzvan, cu Vali, cu fratele Alexandru, Domnul să vă binecuvinteze și pe ei și pe dumneavoastră, pe toți. Amin. Vedeți, noi astăzi nu mai practicăm idolatria ca în vechime. Nu mai vezi oameni închinându-se înaintea unui idol de piatră, indiferent că este cioplit sau turnat, nu mai vezi așa ceva. Numai că idolatria vremurilor în care noi trăim este mult, mult mai periculoasă. Este mult mai subversivă, mai subtilă, mai dăunătoare. Haideți să nu uităm, în primul rând, la contextul în care ei erau atunci. Și mai ales la elita socială a bisericii din vremea aceea. Știați că viața religioasă era unită cu viața economică și politică a societății. Pentru a nu pierde din prestanța socială sau din reputație, trebuia să te asiguri că împreună cu elitele sociale, cu conducătorii orașului respectiv, mergeai și te închinai zeității. Ei bine, ei n-aveau un context creștin cum avem noi astăzi. Era un context idolatru, un context păgân. Dacă făceai parte din anumite bresle, trebuia să te asiguri că cu oamenii din care făceai parte, indiferent că erai fierar sau brutar sau indiferent din ce breslă făceai parte, trebuia să te asiguri că împreună cu ei, la nivel mai mic sau mai mare, mergeai și te închinai înaintea acelui zeu, acelei zeități. Se considera că un zeu anume era patronul orașului. Erau zei care erau numite patroane ale orașelor. Ei bine, elita socială și mai ales oamenii de afaceri ai bisericii erau într-un pericol fantastic, grozav. Ei bine, în momentul în care se duceau să se închine acelui idol, trebuiau ca și ei să meargă să se închine. Erau forțați oarecum. De ce? Pentru că partenerii lor de afaceri spuneau în felul următor: noi nu putem să încheiem tranzacții. Noi nu putem să facem deal-uri cu oamenii care nu vin împreună cu noi să se închine acelui zeu. Și elitele sociale ale bisericii erau tentate să meargă să se închine, să ia parte la practica aceea idolatră, la închinare. Ei considerau în felul următor colegilor: dacă voi nu veniți împreună cu noi să vă închinați, ei bine, noi nu putem să încheiem tranzacții cu voi, pentru că noi atragem asupra noastră mânia acelui zeu, pentru că voi nu veniți să vă închinați împreună cu noi. Se considera că cine nu merge să se închine, atrăgea asupra lui mânia acelui zeu. Și oamenii de afaceri mergeau, erau ispitiți să meargă doar pentru a face pe plac colegilor lor păgâni. Ei bine, ei considerau în felul următor, se gândeau: bă, ce mare lucru, și așa noi nu credem în zei, în idoli. Așa considerau creștinii atunci, unii din ei. Noi nu credem și așa în idoli, noi mergem acolo, ne facem că ne închinăm, luăm și noi parte acolo la mâncarea lor, la închinarea lor, dar noi nu credem în idoli. Mergem, ne plecăm un pic, ne facem că ne plecăm, dar salvăm afacerile noastre. Le salvăm pe toate. Ei considerau în felul următor: doar Dumnezeu înțelege că noi nu credem în idol. Idolul e egal cu nimic. Și astfel se duceau și se închinau și ei recurgeau la un anumit compromis. Ei bine, unii gândesc la fel și astăzi. Dom'le, ce are dacă fac lucrul ăsta care mă pune patronul, știu în conștiința mea că lucrul acesta este rău, este păgubos, este păcat, dar Dumnezeu înțelege că dacă eu nu fac așa, o să-mi pierd pâinea. Nu o să am ce le pune pe masă copiilor mei. Nu-i nimic, vin la biserică, îmi cer iertare, Domnul-i bun, mă iartă, îmi cer iertare, nu-i problemă, sângele Lui mă curățește și așa merg mai departe. Nu, luăm în contextul nostru românesc, nu, treci linia continuă.
te oprește poliția. Tu, ca să-ți păstrezi carnetul, deci, domnule polițist, uitați, pentru dumneavoastră o mică atenție, nu neapărat să mă salvați de, dar pentru dumneavoastră, uitați, o mică atenție, uitați aici, puneți acolo într-un plic, îi dați așa mai după mână și vă rog frumos să închideți ochii. Nu, este și un mic compromis ăsta. Ei bine, vreau să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce este de fapt idolatria. Orice lucru în care nu îi suntem loiali lui Dumnezeu, simplu, se numește idolatrie. Orice lucru prin care îl neglijăm pe Dumnezeu, se numește idolatrie. Orice lucru prin care rupem relația noastră cu Dumnezeu, o frângem, se numește idolatrie. Atunci când ne întoarcem fața de la Dumnezeu și ne lipim de oameni, obiecte și așa mai departe. Apostolul Pavel îi spunea romanilor în felul următor, că ce au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și a slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat de Dumnezeu în veci în vecilor. Cea mai mare poruncă din lege era să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Atunci când lumea ne fascinează mai mult decât ne fascinează Hristos, se numește idolatrie. Atunci când venitul la biserică ne provoacă anumite lehamite, dar spre anumite hobby-uri, alergăm cu patos, se numește idolatrie. Mai am harul să mai stau în față în biserică și îi mai văd pe unii dintre frații noștri venind la biserică parcă plimbând ursul. Parcă vin la tortură, fratele meu. E adevărat să stai 3 ore pe bancă, să-i cânți unuia pe care nu-l iubești, să te rogi unuia pe care nu-l iubești, să asculți cuvântul acelui pe care nu-l iubești, ascultați-mă, pentru unii este tortură bisericească. Pur și simplu, sunt torturați pe scaunele lor, n-au stare, dau din picioare, se uită la ceas, se uită dincolo, se uită la soție, se gândesc. De fapt, știți că în casa lui Dumnezeu se fac cele mai bune planuri pentru săptămâna care urmează. Idolatria mai este numită în Scriptură și curvie spirituală. Este lipsa de loialitate față de Dumnezeu. Iacov 4:4 zice Biblia așa, suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmașul lui Dumnezeu. Și cine ar vrea să-L aibă pe Dumnezeu împotrivă? Cine din dimineața aceasta ar vrea să-L aibă pe Dumnezeu împotrivă? Credeți că degeaba vorbește Scriptura, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine? Pentru că Dumnezeu, ascultați-mă, niciodată nu se mulțumește cu procente. Diavolul da. Diavolul zice, dăm procente din viața ta. Diavolul zice totdeauna, eu mă mulțumesc cu procente. Eu nu vreau 100% din viața ta. Eu nu vreau să-mi dai tot. Dăm 2%. Dăm 5%, dăm procente din viața ta. Dumnezeu zice, eu n-am nevoie de procente în dimineața asta. Eu am nevoie de 100% din viața ta. Ori îmi dai tot, zice Dumnezeu, ori nimic. Ar vrea să ne uităm după aia la câteva forme de idolatrie. Știți că pruncii noștri pot să constituie o formă de idolatrie? Într-o zi Dumnezeu l-a chemat pe Avram. După ce l-a binecuvântat, după ce i-a dat un prunc la bătrânețe, știți foarte bine că pruncii de la bătrânețe, parcă băi, în ăștia îți pui toată nădejdea. Știu câțiva frați care au prunci la bătrânețe. Fratele meu, îți lipiți de ei fantastic. Cum n-au fost lipiți de ceilalți prunci. Îți pun toată nădejdea. Băi, ăsta ne va ajuta la zugrăvit. Ăsta ne va căra cumpărăturile de la Kaufland. Ăsta va rămâne cu noi în casă, ce îi zic pruncului, ție îți dăm totul, numai stai cu noi, domnule, că ăștia toți s-au dus. Să vă iasă din cap, frați și surori, că pruncii voștri o să stea cu voi în casă. Nici vorba, alea sunt excepții. Deja și eu ca și tată, deja îmi pregătesc, mă gândesc, jumate din teren dau la unul, casă o lăs la unul, jumate etaj, primul etaj la altul, parterul la altul, terenul din fața mea, am zis că să mă aștept Dumnezeu să pot să-l cumpăr, să-l las la altul. Și eu mă gândesc că pruncii o să stea cu mine, dar vreau să vă spun că câteodată îmi spulberă așa ideea asta, mi se spulberă că pruncii mei o să meargă. Înțelegeți voi că aveți experiența asta.
Și îl cheamă Dumnezeu pe Avram după ce i-a dăruit un prunc la bătrânețe și l-a lipit Avram. Parcă Sara îi zicea, bă, stai, tot ești tu, mă. E sacru, uite, și mersul e a tău, și ochii îți a tăi, și zâmbetul e a tău, mă, tot ești tu. Și îl cheamă Dumnezeu într-o zi, Avram îi zice, hai un pic afară. Și Avram era parcă cu ochii spre stele, să vadă ce mai zice Dumnezeu. La care Dumnezeu îi zice, Avrame, ia pe pruncul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Și adu-mi-l ca ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi spune. A vrut să vadă Dumnezeu, Avrame, ce iubești mai mult, pruncul sau pe mine? De ce ți-e legată inima mai mult de prunc sau de mine? Știți cum facem noi de cele mai multe ori? Iubim mai mult darul decât Dătătorul, care este binecuvântat în vecii vecilor. Știți că în momentul în care ne iubim pruncii și idolatrizăm, nu le vedem părțile negative? Oh, zic profesorii, mai cheamă pe unul din părinți la școală și zic, uite, pruncul tău face probleme. Pruncul meu? A meu? Doamne, nu se poate meu. A meu cum e de lumea, a meu e sfânt. Să vezi cum stă la biserică. Să vezi cum își mătură, își aspiră, își face și patul. Într-o generație în care nu-și mai fac paturile, știi pe-a mei. Într-o generație în care cum își lasă patul, așa și-l iau. Înțelegeți? Dom'le, am încercat să le explic, am fost generația în care dacă tata spunea, îți faci patul, îmi făceam patul. Dom'le, nu mai e generația asta, nu mai merge cu pumnul masă cu ei, s-o trecut generația asta. Dar, îi cheamă profesorul, zice, pruncul meu, cum să fie, dom'le, pruncul meu? Pruncul meu e altfel. Frați și surori, ascultați-mă. Una spruncii noștri cu noi în biserică, una spruncii noștri cu noi în casă, una spruncii noștri cu noi la cumpărături și alta spruncii noștri în anturaj, alta spruncii noștri când dau. Știți că când e singur e floare, când îți mai mulți îți șmecher la buchet, știți? E reală, e reală. În anturajul lor, ascultați-mă, acolo e fața reală a pruncilor noștri. Nu în casele noastre, nu în biserică, ci în societatea asta, când sunt fără noi, e adevărata fața pruncilor noștri. Și zice, cum pruncul meu? Dar cum ți-ai permis o zi să-i dai pruncului meu nota 8? Pruncul meu e de 10, domnule. O mamă unei profesoare de la... Zice, cum ți-ai permis, domnule, să-i dai pruncul meu 8, că pruncul meu e de 10? Cum să fie pruncul tău de 10 dacă și tu ai fost de 6, de 7? N-are cum. IQ-ul se moștenește. Atunci când, din pricina pruncului tău, că vrea pruncul tău, să meargă, domnule, și el la mol în Timișoara, când tu trebuie să vii la biserică. Și de dragul poruncului tău, renunți la părtășia cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Asta se numește simplu idolatrie. O altă formă de idolatrie simplu e tehnologia, sau idolul tehnologiei. Atât de puternic s-a sădit în noi, încât unii au numit telefonul un nou organ crescut omului, sau al șaselea simț. E un obicei ciudat. Cine dă un telefon? Dă un pic telefonul ăsta. E un obicei ciudat. Te întâlnești cu adolescenții, cu tinerii noștri și au telefonul în buzunar și îi dai mâna cu ei. Ce faci, dragule? Cum ești? Bucur să te văd. Și au aproape o boală psihică. Ascultați-mă. Nu-l sună nimeni. N-a primit nicio notificare. Nimic pe WhatsApp. Dar are un obicei. Dă cu mâna pe tașcă. Tot timpul pe ecran cu degetul. Cum ești? Bine, frate Marius. Ești bine, sănătos? Da. Școala? Da, bine. Mergem înainte. Nu, nimeni. Ne culcăm cu ele, ne trezim cu ele. Ați auzit de fomă, nu? Este parcă... aproape o boală psihică. Oricum e generația FOMO. Fear of missing out înseamnă. Adică frica de a scăpa ceva. Tot timpul să vezi, domnule, care sunt noutățile. Domnule, unii se trezesc noaptea să vadă, domnule, ce-o mai scris. Dacă o mai scris, dacă o mai postat cineva, dacă nu o mai postat, câte like-uri are? Câte like-uri are, domnule? Dacă are like-uri, dacă nu are like-uri. Dacă e apreciată poza ei sau nu e apreciată poza ei. Dacă o mai postat cineva, dacă s-a dus în Grecia și a trimis poză din Grecia sau s-a dus în Maldive și a trimis poză de acolo. E frica de a scăpa ceva. Frica de a nu rata noutățile. E o proprie boală psihică, oameni buni. Păi trăim vremea asta.
Nu trebuie să mergi afară, să te robiți noi în bisericile noastre. Noi suntem. Poate numai mie mi s-a întâmplat. Numai mie, probabil, când parcurg vreo 2 km spre muncă să-mi duc copiii la școală și la un moment dat fac așa. Ioi. Unde e telefonul? Trag mașina pe dreapta. Scaunul. Pe acolo, nu aici. Mi-aduc aminte că e pe pantofar. Vă dați seama că frâna de mână cu frâna de mână întorc, încalc orice lege a circulației posibilă și cele 4 găini care mi ies în cale. Și am un drum destul de rău până la mine acasă, dar nu mă mai interesează, buc și așa, să ajung la el. Înțelegeți? Problema asta e o problemă adânc înrădăcinată în noi. Dar vreau să spun, să vă spun ceva. Să vă întreb ceva. Când a fost ultima dată când ați fost atât de speriați? Când nu v-ați rugat seara? Să vă treziți în miez de noapte, să ne trezim în miez de noapte și să spunem, Doamne Dumnezeule, îmi bate inima așa de tare speriat. Am ratat timpul de părtășie cu Tine. Cât de disperați ați fost dimineața în care ați ieșit din casă fără să vă rugați și ați tras mașina pe dreapta spunând, vai de mine, ioi, vai de mine. Nu m-am rugat, trag 5 minute, 10 minute, stau în părtășie cu Tine, Doamne, pentru că am fost atât de grăbit să mă rog și nu m-am rugat. Știți că numai 5% dintre români mai citesc cărți? În rest, citim în imagini. De asta avem o generație emoțională. De asta ne plac predicile sentimentale. De asta ne dorim, domnule, să ne spună cineva, să nu mă înțelegeți, n-am nimic cu predica dumneavoastră, fost lăudat să fie Domnul, dar am fost într-o biserică în care fratele mi-a zis, frate, zice, la noi să ne spui numai experiențe. Adică, nu predic? Nu, zice, să ne spui experiențe. Păi, fratele meu, suntem atât de mult afectați de tehnologia asta, încât nu mai avem răbdare să ascultăm o predică, înțelegeți? Din 10 în 10 minute, generația asta trebuie să o refocalizăm. Trebuie să facem ceva, că își pierd concentrarea. Din 10 în 10 minute, el e pierdut, Domnule. El e cu mintea în altă parte. Trebuie să scăpăm, să scap ceva, să mut floarea asta de acolo acolo, ca să putem să vă refocalizăm. Pentru că nu mai avem, știți, uite, sunt generația shorturilor. Nu mai avem răbdare. Domnule, ne alimentăm cu shorturi. Îmi spune cineva acolo câteva cuvinte de încurajare motivaționale și e ok, alea e plin. Sunt generația shorturilor. Pentru că nu mai avem răbdare să mai ascultăm o predică cap-coadă. Pentru că suntem atât de influențați de idolul acesta al tehnologismului încât ne afectează din măduva oaselor tot trupul. O altă formă de idolatrie se numește simplu, apropo, eu n-am Facebook, nici Insta, nu le am pentru că sunt mai pocăit ca voi, nu le am pentru că aș fi robit până peste măsură. Înțelegeți? Aș fi robit până peste măsură. N-am nici televizor în casă, dar nu l-am pentru că îți mai pocăit ca voi. Sport.ro ar fi la ordinea zilei. Înainte să mă pocăiesc, am fost robit de fotbal, am fost microbist. Și microbist înseamnă un om purtător de microbi. Aș fi robit până în măduva oaselor. Și de lucrurile care mă robesc, fug de nu mai pot. Și așa le am pe mele. Un alt idol este siguranța materială. Idolul siguranței materiale sau al materialismului. Atunci când te încrezi mai mult în bani, în relații, decât în Dumnezeu. Ce îți aduce siguranță? Banul sau credința? Am un prieten care spunea, Marius, când rămâneam cu 500 de euro pe zi în buzunar, în portofel, nu mai puteam dormi noaptea. Și am zis, bă, cu 500 de euro, cu 500 de euro eu dorm cel mai liniștit. Am zis, bă, cu 500 de euro. Și a doua zi făcea de 10 ori mai mult. Nu putea să doarmă noaptea pentru că el avea nevoie de o siguranță. Avea nevoie de o bază, avea nevoie de ceva, să-i dăruiască siguranță. Nu mai era Dumnezeu cel care îi oferea siguranță, nu? Dacă Dumnezeu ne ia toate cârjele posibile, dacă Dumnezeu ne ia toată siguranța materială, dacă Dumnezeu ne ia toate relațiile posibile, pe ce ne bazăm? Pe ce ne mai bazăm? Nu, e frumos
când ai bani, e frumos când ai sănătate, e frumos când ai confort în biserică, e frumos când toate lucrurile îți merg bine să spui, Doamne, eu mă încred în Tine. Dar adevăratul test este atunci când Dumnezeu îngăduie să-ți ia tot. Pentru bani, unii au călcat în picioare principii, frați și surori. I-au călcat în picioare pentru bani. Unii zic, frate, zice, banul eu cu dracului. Nu e adevărat. Banul nu e cu dracului, pentru că toți avem nevoie de bani. Care dintre dumneavoastră n-aveți nevoie de bani în dimineața asta? Nu aș fi ipocrit să spun, băi, fratele, eu n-am nevoie de bani. Nu, avem nevoie de bani, de asta ne așteptăm salarul. Cine nu se așteaptă salarul? Să ne plătim facturile, să cumpărăm una alta, de ce avem nevoie? Toți avem nevoie de bani, pentru că fără bani am murit de foame, nu? E real. Dar problema lume nu este banul, este dragostea de bani, adică este dragostea direcționată greșit. Și în momentul în care iubim banul, atunci, zice Biblia, iubirea de bani este rădăcina tuturor și iubirea de bani, mai zice Pavel, că este idolatrie. Am o întrebare. Ce preferăm în viața asta? Binele nostru sau binele biblic? Ce preferăm? Știți că Gehazi, din cauza binelui lui, ucenicul lui Elisei, din cauza binelui lui, a călcat în picioare binele biblic? Păi era o vreme de recesiune în Israel atunci. Băi, se murea de foame. Și vine Naaman după ce a fost vindecat și a zis, băi, fratele meu, a zis, îți dau tot, uite, am aici, am adus pentru tine o grămadă de... La care Elisei zice, eu n-am nevoie de bani. N-am nevoie de banii tăi, pentru că singurul care îmi poartă de grijă este Dumnezeu. Ia-ți banul și du-te. Gehazi a zis, stăpânul meu, cred că nu gândește, cred că o îmbătrânit cu siguranță și nu mai gândește bine. Bun, se duce, fuge după Naaman și spune povestea aia cu fiii prorocilor care au venit și să aibă ce-i pune și îi dă Naaman. Îi dă haină, îi dă sicli, îi dă tot ce are nevoie. La care vine Gehazi, zice, dar îi zice Elisei, Gehazi, pe unde e umblat? Uite pe aici, m-am plimbat, părtășie, tot. Gehazi, n-a fost Duhul meu cu tine când i-ai cerut lui Naaman? Vezi, lepra lui Naaman vine peste tine și peste generația ta de aici încolo. Pentru că a iubit mai mult binele lui decât binele biblic. Anania și Safira. O familie din biserica primară care a murit într-o zi în biserică. Cum vi se pare asta? Să moară o familie în biserică, să cadă pur și simplu în biserică din cauza unei minciuni. A, păi nu mai trăim vremea Vechiului Testament. Păi nu-i Vechi Testament, e Noul Testament. Să moară o familie în biserică pentru că a iubit mai mult binele lor decât binele biblic. Iuda, care s-a căit, nu s-a pocăit. Regretul nu e același cu pocăința. Și nici măcar plânsul nu e același cu pocăința. Pentru că am întâlnit oameni care regretau fantastic de mult ce au făcut, dar nu se pocăiau. Nu? Vă uitați la știri. Și unul care a comis prostii mari. Regreta. Regret? Da, domnule, regret. Dar asta nu înseamnă că se pocăiesc. Poți să fii în dimineața asta și să regreți ce ai făcut săptămâna asta. Dar săptămâna viitoare să o iei de la început. Asta nu înseamnă că te-ai pocăit. Iuda a iubit mai mult binele lui decât binele biblic. O altă formă de idolatrie sunt idolii din preajma învonului. Dragilor, știți că noi ca și predicatori putem să iubim mai mult predica decât pe Hristos? E o realitate. Putem să iubim mai mult predicarea decât pe Hristos. Cântăreții pot să iubească mai mult cântarea decât pe Hristos. Cred că dacă ne-ar lua la unii dintre noi predicarea, am fi pierdut, pur și simplu. Pentru că l-am pierdut pe Hristos din cauza predicării. Pentru că unii iubesc mai mult slujirea decât cel care dă oamenii slujire. Așa au apărut vedetisme în bisericile noastre. Așa dispare din bisericile noastre cântarea congregațională. Păi dacă le iei la BBSO cântarea, nu mai rămâne nimic. Absolut nimic. Ia-le cântarea la unele biserici și nu mai rămâne absolut nimic. Înțelegeți? Nimic. Idolul imaginii. Știți că trăim într-o perioadă a imaginii? Trăim într-o perioadă a imaginii. Dom'le,
Insta, Facebook, TikTok, toate lucrurile astea creează o imagine ireală a noastră. Nu? El e, dau un exemplu, el îi scrie, sunt în Dubai și undeva la un restaurant în Bistrița, în spatele a doi palmieri. Prin imagine putem înșela. Am întâlnit familii, domnule, cu 3 săptămâni înainte să divorțeze, au postat drept familie fericită, cu copii în vacanță în Austria la schi. Copii pe lângă ei, frumos, tot, postau familie fericită. După 3 săptămâni, la comitet, șocul vieții, divorțează. Voi cum divorțează ăștia? Că i-am văzut 3 săptămâni, happy, fericiți, familie, tot. Ne putem ascunde atât de ușor în spatele imaginii. Unii oameni se hrănesc. Dom'le, văd fete, ascultați-mă, sunt fete care se hrănesc prin imagine, iubesc imaginea lor, o postează. Era la un moment dat un tânăr care a căzut într-o depresie pentru că și-a făcut niște fotografii, niște poze, niște selfie-uri și le-a pus pe Insta și n-a primit like-urile, nici mesajele care și el și le-a fi dorit și la sfârșit de zi, aproape că a vrut să se sinucidă. A căzut într-o depresie fantastică. Trăim vremea imaginii, a modificărilor, a plasticurilor. N-am crezut niciodată că cântarea, când eram eu adolescent, I'm a Barbie girl in the Barbie world, life in plastic is fantastic, poate să fie real în vremea asta. Păi sunt unele exemple pe care, nu știu aici, dar o grămadă de tineri din bisericile noastre le iau ca și exemple anumite, nici nu știu că să le zic vedete, pentru că nu sunt vedete. Am vrut să pronunț un cuvânt mai greu aici, dar este o realitate. N-are cum o vedetă să aibă 15 bărbați, înțelegeți? Aia nu se numește vedetă, ci femeie imorală. N-are cum. Și unele sunt luate drept exemple de unii tineri din bisericile noastre. Păi am zis așa, băi, Bianca Drăgușanu cred că va fi biodegradabilă în 200 de ani. Din păcate. Trăim într-o vreme a imaginii. Și idolatria asta este fantastic de mare. O altă formă de idolatrie este atunci când din cauza unei relații toxice renunțăm la Hristos. Știu că e voia lui Dumnezeu să vă căsătoriți și să vă măritați fetelor. Dar pentru aceasta nu trebuie să ne căutăm în afara bisericii. Din păcate, soacra mea a căutat în afara bisericii. A crescut în biserică, a fost botezată cu Duhul Sfânt, botezată în apă și s-a uitat în afara bisericii și a venit și a zis, este mai bun decât un pocăit. Asta e poezia, nu există. Nu există altă scuză decât că este mai bun decât un pocăit. Asta să nu credeți niciodată, frați păstori, părinți dragi. Să nu credeți, nu există așa ceva. Și de 40 de ani nu vă spun. Cum e? Că e mai bun decât un pocăit. Ce legătură este între Hristos și Belial? Sau ce legătură este între lumină și întuneric? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? N-are cum. Pentru că te ia până când îți promite lucruri, până când după nuntă. După nuntă, în majoritatea cazurilor, el o zice, știi ceva? Du-te tu la biserică că eu stau la o bere. Ies cu prietenii mei în oraș. Dar nu mi-ai promis că... Auzi, las. Te de treabă. Înțelegeți? În momentul în care noi punem o relație cu un băiat sau cu o fată, mai presus decât principii, mai presus decât cuvântul lui Dumnezeu, aceasta se numește idolatrie. Hristos spune în felul următor, cine nu urăște tată, mamă, fică, holde și așa mai departe, nu este vrednic de mine, nu poate fi ucenicul meu. Adică, în momentul în care holdele tale, banii tăi, relațiile tale, mama ta zice, nu te duce la biserică, prietenul tău spune, te iubesc, dar știi, vezi, nu-s eu o tare pocăit, dar zice, mi-e drag de tine, hai să ne luăm. În momentul în care tu renunți la Hristos pentru o relație toxică, pentru bani, pentru anumite lucruri, spunea Hristos, nu ești vrednic de mine. Anumite lucruri pe care le calci în picioare, principii, a mele sau pe mine, mă calci în picioare pentru relația cu tare și ai renunțat la mine, nu pot să fii ucenicul meu. Eram odată în Oltenia și eram la o conferință de tineri și
spunea păstorul, zice, Marius, uite, fata aia vrea să vorbească cu tine. Mi-a cerut voie păstorului, pentru că nu fac nimic fără voia fraților slujitori din biserică la care merg. I-am zis, pot să vorbesc cu ea? M-a zis, Marius, ai toată libertatea. Bun, m-am dus și a venit, frate Marius, mi-e drag de un băiat. Bun, toate bune, slăvit să fie Domnul. Că avem acum, vreau să vă spun, emoțiile în care vin tinerii când auzi că le drag de un băiat, la o fată e drag de un băiat, lăudat să fie Domnul. Și la un băiat că e drag de o fată, slăvit să fie Domnul. Dar ascultați-mă, ajungem vremea în care avem emoții, înțelegeți? Avem emoții. Și îmi zice, mi-e drag de un băiat. Spune tot, da, zice, frate, nu e pocăit. Dar ascultă predici. Dar, na, mai plânge la ele. Dar am zis, cum e după ce ascultă predici? Păi nu-i chiar, dar frate, eu cred că Domnul poate să-l... Și am zis, ascultă-mă. Ea se aștepta să-i dea un răspuns favorabil. Am zis, nu pot să-ți dau răspuns decât ți-l dă Biblia. Ori el, ori Hristos. Ai, frate, zice, nu poate să fie Dumnezeu tiran, a zis. Nu poate să fie, dar ascultă-mă, noi nu trebuie să privim 100 de metri în față. Uită-te peste ani dacă băiatul acesta va fi o binecuvântare pentru tine sau nu. A rămas așa? Mă duc din nou în Oltenia, aceeași biserică, păstorul îmi zice, știți fata aia? M-am uitat așa bine la ea și am zis, măi, parcă o știu. Atunci m-am adus aminte de ea. Zice, da, mi-aduc aminte, a vorbit cu mine. Zice, Marius, băiatul de dragul ei s-a botezat și are un calvar în casă. Are un calvar în casă. Și dureros că mai au și un copil la mijloc. Și sunt trei oameni care suferă deja. De aceea, dragilor mei tineri, băieți și fete, nu renunțați la Hristos din cauza unei relații toxice. O să vă dăuneze vouă și vieții voastre de aici încolo, pentru că un divorț, ascultați-mă, este o pată pentru toată viața voastră. Înțelegeți? Unul dintre motivele pentru care, sau factorii pentru care avem divorțuri în Biserica lui Hristos, este că am acceptat botezurile matrimoniale. Înțelegeți? Adică, ei au cunoscut un băiat și hop-țop. Știți ce-i dureros aici? Că ei fixează nunta înainte de botez. Aici e problema. Și fixează nunta și el vine și până l-am scăldat frumos. În momentul în care nu vom pune piciorul în prag și biserici, vom ajunge ca și bisericile din vest, cu căsătoriți și recăsătoriți. Și aici e problema cea mai mare. Bun. Mă apropiu de încheiere. Câteva pericole ale idolatriei. Pavel spunea la un moment dat în contextul cinei Domnului, dar nu doar în contextul cinei Domnului putem să luăm versetul acesta. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Masa Domnului înseamnă părtășia cu El. Unitatea cu Hristos. Relația cu Hristos. Masa dracilor înseamnă părtășia cu lucrurile care le iubim mai mult decât îl iubim pe Hristos. Atunci când noi suntem loiali lui Dumnezeu, este un moment de părtășie cu demonii. Nu există neutralitate spunând că nu ai părtășie cu nimeni. Ești în părtășie cu demonii sau cu Hristos. Nu există neutralitate. Unii spun, numai de data asta, frate. Numai de data asta și gata. Când noi suntem loiali lui Dumnezeu, ascultați-mă, suntem în părtășie cu demonii, ne lipim de demoni, ne dezlipim de Hristos și ne lipim de lumea demonică. Asta spune Pavel, nu spun eu. Ori ești în părtășie cu Hristos, ori ești în părtășie cu demonii. Atunci când Duhul ne îndeamnă la ascultare și din cauza zăbavei, poate la un serial, poate la alte lucruri, renunți la părtășia cu Hristos, asta se numește idolatrie și de câte ori n-am fost vinovați de asta. Știți că idolatria, de fapt, cel mai puternic sentiment de mânie l-a avut Dumnezeu atunci când poporul a fost idolatru. Nimic nu i-a provocat mai puternic indignarea, mânia, gelozia lui Dumnezeu atunci când poporul lui a fost idolatru. Din cauza idolatriei au venit boala peste ei, a venit foamea, a venit robia. Din cauza idolatriei. Vreau să vă întreb ceva, dragi bărbați. Cum v-ați simți
Astăzi, dacă v-ați vedea soția dumneavoastră de mână cu un bărbat în centrul Timișoarei, cum v-ați simți? Dar ar spune, n-a fost pentru 10 ani, doar pentru o zi. Ce e mare lucru o zi? Nu 10 ani, fratele meu. Nu 5 ani. E o zi v-a fost infidelă. Cum v-ați simți? De câte ori n-am fost așa și noi cu Dumnezeu? Dom'le, numai de data asta. Doamne, numai astăzi. Dar știi, eu ți-am fost credincios toată viața, dar astăzi lasă-mă un pic să mă dezlipesc de tine și să mă lipesc de... Vreau să mă apropiu de încheiere și să închei. Am un prieten foarte bun la Bistrița și pe urmă ne putem să cântăm înaintea lui Dumnezeu. Am un prieten foarte bun la Bistrița, pastor baptist. Dar pastor baptist, plin de Duhul lui Dumnezeu și proroc. Și într-o zi și-a luat tinerii de lei din biserică, adolescenții, fiind nou păstor la biserică, aceea și-a luat adolescenții și i-a dus într-o tabără. Adolescenții, când s-au văzut în tabăra aceea, au zis, frate păstor, știi ceva, noi de-abia am așteptat să scăpăm de mama, de tata, de așa, lasă-ne, te rog frumos, mai moale cu părtășia, cu rugăciune. Păi atât de greu, zicea el, i-am dus în fiecare seară, îi strângeam pentru devoțiune, dimineața, seara, îi împingeam așa, parcă de la spate, n-aveau chef, comentau. Dar într-o zi, din tabăra aceea, s-a întâmplat ceva. S-a coborât prezența lui Dumnezeu într-un mod atât de puternic încât niciodată în viața n-am mai experimentat-o până atunci. Când s-a coborât prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, au început să plângă instantaneu toți și să-și ceară iertare. Să strige, Doamne, iartă-ne, 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 iartă-ne. Avea robiți de pornografie, robiți de droguri, de tutun printre ei. Unul dintre ei, Titus, care era un fel de șef al lor, nu schița niciun gest. Stătea piatră, stătea așa, în timp ce toți plângeau. La care unul dintre ei, un prieten de-a lui, striga către Titus și spunea, Titus, 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 te rog, pocăiește-te, Titus. Vrei să ajungi în iad? Vrei să ajungi în iad? Titus, pocăiește-te, Titus. S-a prăbușit și băiatul ăsta înaintea lui Dumnezeu în momentul acela. Acum, majoritatea dintre ei sunt oameni atinși de Dumnezeu. Titus este medic stomatolog și un om pocăit la Cluj. Dragilor, haideți să ne ridicăm. N-ai vrea ca în această dimineață să scoți pe masa vieții tale din buzunarul tău, din buzunarul inimii, toate lucrurile care te robesc? N-ai vrea să le scoți? N-ai vrea să scoatem idolatria din inimile noastre? Lipsa de loialitate față de Dumnezeu? Este una dintre motivele pentru care întârzie trezirea. Pentru că iubim altceva mai mult decât îl iubim pe Dumnezeu. Și aici jucăm câteodată un teatru. N-ați vrea să scoatem din inima noastră, pe masa vieții, toate lucrurile să le spunem lui Dumnezeu, Doamne, ți le dau ție și împreună cu ele și pe mine. Vreau să cântăm o cântare frumoasă. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine. Poți să afișezi, te rog. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, mai mult ca floarea veșnică de stânci, să uit de ani, de lume și de mine, privind adânc în ochii tăi adânci. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, din visul meu să nu mă mai trezesc, să simt și slava zărilor senine și inima de om ce-ți bate în piept. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, ca pe un levit de altarul tău divin, să n-am nici plug în văi, nici hol de pline, ci Tu să-mi fii și pâine în veci și vin. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, ca pe o ființă smulsă de la greu, ridică-mă din valea de suspine și ascunde-mă cu Tine în Dumnezeu. Vreau să cântăm cântarea aceasta, să fie ca o rugăciune pentru noi. Și dacă dimineața asta va fi dimineața rededicării tale, las-o să fie. Amin. Dacă de mult ai mai simțit prezența și puterea Duhului Dumnezeu peste tine,
dacă de mult nu te-a mai vizitat Duhul lui Dumnezeu, lasă pe Duhul lui Dumnezeu să stăpânească peste viața ta. Noi vrem cercetare de cele mai multe ori, dar prea puțin dintre noi stăpânirea Lui. Dă-i lui Dumnezeu totul. El nu se mulțumește cu procente. Noi am vrea procente să-i dăm lui Dumnezeu. 90%, chiar dacă sunt mari. El nu. El zice, vreau toată ființa ta. Probabil mai sunt domenii în viața noastră care nu le-am scos pe masa vieții din inimă. Scoate-le în această dimineață. Prăbușește-te înaintea Lui și spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să Te iubesc. Mă întorc din nou la dragostea din tâi. Vreau să Te iubesc mai mult decât iubesc orice altceva pe lumea asta. Vreau să Te iubesc și să Te aștept iubindu-Te. Vreau să Te iubesc cum n-am mai iubit pe nimeni niciodată în viață. Și cântarea care o cânt, că dacă pentru Tine trăiesc, trăiesc și dacă pentru Tine mor, mor, să fie o realitate. Atunci când cântăm, ca și Daniel în groapa cu lei, ca și martirii în arenele romane, să fie o realitate. Și atunci când ne vor pune pistolul la cap, și atunci când ne vor constrânge să călcăm Biblia în picioare, și atunci când ne vor constrânge să nu ne mai rugăm în locul acesta, iubirea să fie mai puternică ca orice constrângere față de Dumnezeu. Știți că vor fi o grămadă de creștini. Pentru că împărăția cerurilor va fi o împărăție a surprizelor. Oameni la care te așteptai să fie acolo nu vor fi. Și oameni la care nu te așteptai să fie, vor fi. Cântăm înaintea lui Dumnezeu și pe